Doi ploieșteni s-au trezit cu mașinile blocate, deși aveau taxa de parcare plătită. 3 ore au pierdut în zona centrală a orașului până au reușit să convingă angajații SGU să le elibereze autovehiculele. Cei doi achitaseră la automat și lăsaseră etichetele în mașină, la vedere, conform procedurii. Nici prin cap nu le trecea ce avea să se întâmple. Eu când am venit de la piață cu bagajele, n-am apucat să deschid mașina. Și era toți aici, le-am arătat. Bă, uite mă bonul, vedeți aici? Uite așa era pus aici. Eu n-am apucat să umblu la mașină. Sigur, se vede bonul aici. Puși în situația de a plăti peste 100 de lei fiecare pentru deblocare, cei doi bărbați au încercat să-i convingă pe angajații SGU de valabilitatea bonurilor de parcare aflate în interiorul mașinii. La asta ați plătit parcare. Da, da. Cu toate astea? Cu toate astea n-a fost bonul în față la parbriz. Lipit pe parbriz, propriu zis. Trebuie undeva pus la vedere. Dumneavoastră unde a spus bonul? Păi a fost în față pe parbriz, probabil că pe canapea a fost. Pe canapea că... La vedere, da. A fost la vedere pe polița din spate, la lunetă. Nu că trebuia pe bord. A venit alt echipaj, ăia cu care blochează roțile, și l-am întrebat, domnule, care-i procedura, cum se face? Păi, domnule, să vizualizeze toată mașina, curată. Îi zic, mă, cu coana aia, uite, mă, femeie cum e. Nu, așa trebuie, pe bord. Păi dacă oamenii ăștia spune într-un fel, tu într-un fel, după cine să ne luăm? Abia după 3 ore, echipa de la ridicări din tura de seară, venită la parcare ca să încaseze banii și să deblocheze autovehiculele, a recunoscut greșeala. Cum ați spus, cu un leu și noastră, păi da, cât a stat? 10 minute a stat. Marius. 10 minute. Și lui domnul, și lui domnul le dai drumul la mașină. Bine, domnule, bine. Deci asta rămâne la mine? Da, și astea sunt copii. Avem copii. Alea nu mai, astea se rămână la... Am venit la dânsi și s-au dus, s-au uitat pe casă, pe poze, au scos poze, s-au uitat la ore, de-aia m-am verificat și eu ora din tichet și după nota de constatare. Se încadrează domnii, deci când a plătit bonul în timpul care trebuia să fie, dânsi sunt deblocați. Cum să plece liniștiți acasă? Fără... Cine plătește pentru timpul lor pierdut, atâtea ore stat în parcare, pentru o greșeală a doamnei de la parcare? Minte bine de mine. Bărbații pățiți intenționează să facă reclamație la Protecția Consumatorului, împotriva primăriei Ploiești.